Începând de astăzi, timp de 2 săptămâni, 5 scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Matei Basarab al județului Olt vor asigura intervenția pe litoralul românesc. Plutonier adjutant Bărcan Viorel Sandu, plutonier adjutant Mitrache Marius Dumitru și plutonier major Costea Marius Adinel, plutonier major Pică Gabriel și plutonier major Călin Ionuț Tiberius vor desfășura misiuni de patrulare cu ajutorul embarcațiunilor cu motor și vor acționa pentru salvarea persoanelor aflate în pericol de înnec. În perioada în care nu se vor afla în posturile amplasate pe plajele din Eforie Nord și Mangalia, scafandrii olteni se vor pregăti alături de instructorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța și vor desfășura misiuni de scufundare în Marea Neagră. În această perioadă, scafandrii olteni se află în misiune pe litoralul românesc. Timp de 2 săptămâni, aceștia vor asigura intervenția pe plajele din Mangalia și Eforie Nord. Cei 5 pompieri vor fi amplasați în posturi de pe plajă, vor desfășura misiuni de patrulare cu ajutorul embarcațiunilor cu motor pentru salvarea persoanelor aflate în pericol de înnec, iar în perioadele în care nu vor desfășura misiuni de patrulare, se vor pregăti alături de instructorii din cadrul ISU Constanța. Misiunile de căutare-salvare în mediul acvatic pe timpul detașării scafandrilor olteni pe litoral vor fi asigurate de echipele de scafandri din județe limitrofe.